A fost o discuție între vechi prieteni, dar care la un moment dat poate să aibă viziuni diferite. Nu cred că există o diferență majoră în diagnosticul ce se întâmplă în țară, în politic, economic și social. Sunt plăcut surprins de inteligența și de analiza care face echipa domnului Leancă, care coincide în mare măsură cu viziunile sau cu analizele mele, ca și ce ar trebui făcut pentru a stabiliza țara și de a continua cel puțin de a supraviețui în aceste condiții. Există o diferență majoră, bineînțeles, în formula politică de a ieși din criză, a mea, pentru un guvern neafiliat politic cu un mandat clar și prin termen clar care ar stabiliza situația și o viziune care este absolut normală să fie la un partid politic, de a avea un guvern politic cu suport politic și care ar avea o agendă clară de reforme. Iarăși, eu stau pe poziția sau reiterez poziția